când vorbim despre tradiție, vorbim de fapt despre, poate să fie un spațiu, da? Poate să fie un geoparc, poate să fie, un domeniu economic care vine din spate cu o istorie, cum e povestea cu Cânepa, spre exemplu. Da? Poate să fie un mod de viață. Poate să fie un mod de viață, da? De cele mai multe ori e o confuzie sau sunt folosiți termenii ca echivalenți și o confuzie între ceea ce între conservare și creativitate, nu? Adică, altfel spus, folosim termenul de moștenire culturală, dar folosim și termenul de patrimoniu cultural și de regulă când le folosim, le folosim ca și cum ar fi același lucru. Ori, nu tot ceea ce este moștenire este sau poate sau trebuie să fie patrimoniu. Deci cred că această diferențiere între moștenire, care în mod firesc, în mod organic, supraviețuiește sau nu supraviețuiește sau supraviețuiește aici sau nu și a ajuns până la noi. Cum? Printr-un context istoric, printr-o dinamică istorică. Bun. Patrimoniul este ceea ce selectăm din prezent, în prezent, din acest trecut. E ca și când am anula șansa generației noastre, să spun, sau unor generații, de a fi creative. Pentru exact. Că dacă le transmiți, e ca un testament. Adică, domnule, noi am primit tradițiile astea, nu vă atingeți de ele. Și mesajul este, nu vă atingeți de ele. Exact. Unele lucruri merită conservate, dar sunt altele. Dacă vrem să ne păstrăm, deci rădăcina pe care o avem, e ca și când ai spune, avem o rădăcină, copacul a crescut, după care îi tăiem ramurile să nu mai facă frunze, pentru că asta am moștenit. Geoparcul Țara Hațegului, alintat cu numele de poveste Geoparcul Dinozaurilor, este, înainte de toate, un teritoriu cu elemente geologice de mare valoare, dar mai ales este o lupă prin care vedem o întreagă comunitate, cu toate straturile suprapuse în timp. E o lupă care ne permite să vedem mai bine biodiversitatea locului, istoria, cultura și tradițiile, dar care și aduce ceva, o viziune. Geoparcul propune, de fapt, un proiect de dezvoltare sustenabilă, un anume parcurs prin care comunitatea își poate duce mai departe povestea. Geoparcul este, cred că, una dintre cele mai frumoase povești adevărate, pentru că este vorba de o poveste care cuprinde planeta Pământ, locurile și mai ales oamenii, și mai ales este povestea despre ceea ce am putea numi tradiția vieții, ceea ce înseamnă evoluția planetei noastre. Geoparcul, în primul rând, este un teritoriu. Este un teritoriu cu niște granițe foarte bine definite, dar un teritoriu aparte, pe care se află elemente geologice de foarte mare importanță, dar totodată aici trebuie să existe o comunitate locală legată de niște lucruri comune, de o istorie comună, de o cultură, de tradiții comune. Aceste lucruri se regăsesc aici în geoparc. Mai mult, geoparcul este un teritoriu care își propune să ajute această comunitate locală să se dezvolte sustenabil. Deci este un fel de cadru, da, pe baza căruia comunitatea locală se poate dezvolta și poate să-și ducă mai departe povestea și să le o prezinte și celorlalți. La Geoparc aici am încercat să dezvoltăm un concept aparte. Pentru că vorbim de un teritoriu, ceea ce ne propunem noi este ca cei care vin să viziteze geoparcul să nu se oprească într-un singur punct, ci să meargă și să încerce să descopere cât mai mult, să descopere obiective de interes de pe teritoriul geoparcului, să descopere povești și mai ales să descopere oameni, să poată să interacționeze cu comunitatea locală. Și din acest punct de vedere am preferat, decât să dezvoltăm un centru mare, să spun, da, de
promovare a tot ceea ce avem în Țara Hațegului, am preferat să creăm acest concept de mici case, mici puncte de vizitare, în care spunem câte o poveste, în care încercăm ca informații, rezultate din cercetările științifice să le traducem, să spun așa, să le interpretăm pe înțelesul oamenilor obișnuiți, pe înțelesul publicului larg. Acum, de ce am ales denumirea de case? Casa este poate locul cel mai apropiat de suflet. Până la urmă, da, e locul care ne conferă siguranță. Și mai mult decât atât, casa este un loc pe care poți să-l primești drept moștenire, dar mai ales să-l lași moștenire. Și ceea ce ne propunem noi este să construim ceva aici, iar acel ceva să-l lăsăm moștenire generațiilor care vor veni. Activitățile noastre au un caracter multidisciplinar. Nu putem vorbi doar într-o anumită direcție. Evident că geoparcul, înglobând, fiind un concept atât de complex, da, în care discutăm despre științele pământului, discutăm despre natură, discutăm despre oameni, de ceea ce au construit ei, discutăm despre istorie, nu poate să fie doar unidirecțional. Geoparcul are toate datele pentru a contribui major la consolidarea profilului cultural și identitar al Hațegului, la coeziunea zonei. Dar are și o altă coordonată de căpătâi, o puternică vocație educațională. Cu un ADN academic, parcul a fost creat printr-o colaborare interdisciplinară coordonată de Universitatea din București, geoparcul duce învățarea dincolo de formal, o scoate din clasă în natură și îl face pe copil să pună totul la îndoială, să verifice, să caute, să pipăie, să construiască și să experimenteze, să colaboreze cu colegi, cu profesori, cu localnici, să se întâlnească cu natura, cu științele și cu istoria la ele acasă. Pe de o parte este educația formală și încercăm cumva să includem poate metodele de educație non-formală, să le aducem în formal, să le ducem în școli. Au fost proiectele care au fost derulate de-a lungul timpului în mai multe școli din Țara Hațegului și în special colaborarea pe care am avut-o cu școala de la Sfântă Mărie Orlea. Apoi mai avem o serie de proiecte, de exemplu în anul școlar precedent am derulat un proiect care s-a chemat Geoexploratorii în căutarea comorilor din Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului. Am ales 9 școli pilot în care noi, echipa Geoparcului, ne-am dus și periodic am ținut niște cursuri în care am promovat principalele teme ale Geoparcului. Educația nu înseamnă doar să stai în bancă, să primești ceva de la profesor, să te duci acasă, să înveți, să vii să reproduci și atât. Și pentru noi, educațional, cam tot așa ceva a fost un wow mare în momentul în care a venit geoparcul cu alte concepții, cu alte idei, ne-a pus să lucrăm altfel de cum eram noi obișnuiți și a fost, nu știu, poate așa, primul culoar de ieșire din tipare. Și nouă și copiilor ni s-au deschis orizonturi și asta valorează mult. Casa Vulcanilor este unul dintre punctele de interpretare din Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului. Este cumva materializarea unui efort comunitar. Deci a fost un proiect al oamenilor din zonă. Timp de două veri, sute de tineri din Țara Hațegului au lucrat aici.
și au amestecat cu picioarele pământ de aici din livadă cu nisip, paie tocate și apă. Și au făcut această căsuță pe care lumea când o vede zice: wow, căsuță din povești, căsuța piticilor. Este un muzeu despre vulcanism. E cumva așa construită în formă de vulcan, acoperișul e conic. Și înăuntru când intrăm, intrăm chiar ca în interiorul unui vulcan. Există aceste etichete pe toate, pe aproape pe fiecare obiect în parte. Toate sunt donate. Sunt donate de oamenii din sat. Și să știți că atunci când am lucrat în acele zile de forță, când s-a lucrat aici cu echipa Geoparcului, foarte multă lume a venit și ne aduceau. Și copiii voluntari, îmi pare rău că nu sunt aici, sunt plecați și în vacanță acum, voluntarii din Sânt Petru, tot timpul veneau cu câte un obiect care se regăsește aici și se regăsește și numele celor care le-au donat și oamenii sunt mândri că au reușit să doneze aceste obiecte pentru Casa Tradițiilor din Sânt Petru. Am putea vedea Geoparcul pe de altă parte ca o ladă de zestre. Un loc în care includem tot ce e mai bun și mai frumos dintr-un teritoriu. Așa cum o fată își pregătește lada de zestre cu tot ce are ea mai bun și mai frumos. Noi nu ținem această ladă de zestre ferecată. Că este vorba de istorie, că este vorba de oameni, de tradiții sau de cultură locală, avem o mulțime de lucruri, de elemente de foarte, foarte mare valoare, care abia așteaptă să fie descoperite de oricine.